acest coechipier, care se poate numi și adversar, sincer să fiu. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Salutare tuturor, eu sunt Flash și bine v-am găsit la un nou episod de Wingman în Globalis, alături de un coechipier foarte dubios astăzi, care este pe mut, toxic, nume dubios și numai comentarii pe profil cu minus rep, cheats, wallhack, aim, toate cele. Sunt chiar curios dacă o dă cu coduri și vă invit să băgați, să băgați un like. Au stat doi oameni în site, care e logică. Eu n-am mers cu al meu pentru că mă așteptam că na, trebuie să țin cealaltă parte. Știți ce zic, sprepit. Cum spuneam, vă invit să băgați un like și comentariul ăla jos pentru algoritm. Și după cum vedeți, vocea nu prea ne ajută. Încă sunt răcit, încerc să mă recuperez, ca să zic așa. Dar parcă e din ce în ce mai rău. Am zis că îmi trece, dar m-a cam păcălit răceala asta, sincer să fiu. Iar al meu este în casă. Hai să dăm aici să vedem cum decurg rundele astea, că pai de capul meu. Am impresia că iar o să stea amândoi în site sau ceva. Schema manevră. Mi-a tras. Am crezut că trage al meu, vă jur. Am crezut că trage și al meu acolo, că mă ajută. De unde atâta? De unde 2 kill-uri cu Mactenu? La atâta distanță, pe lungă, acolo. Au 2-0 adversarii noștri. Nu e norocul de partea noastră să începem pe CT, știți ce zic, dar știți cum e, ne descurcăm. Trebuie să ne descurcăm, așa că o să dau și eu un upgrade aici, adică upgrade. O să-mi iau un Galil, să nu mai joc cu Macu, pentru că am tot forțat. Și au adversarii noștri un stil foarte dubios de jucat, adică după cum se vede, și nu trebuie să fie aproape de lung, nu cred că e în site, nu, este garantat băgat pe lung. Am un stil foarte dubios și nu știu dacă se datorează faptului că al meu are comentariile alea ciudate pe profil. Poate că i-au citit profilul și au zis, băi, hai să o jucăm safe, că ăsta s-ar putea să fie codat, să trișeze, să o dea cu codul, știi ce zic, să fie numai bun de poliția CSGO. Vă dați seama că dacă o să dea dubios, o să facem demo review pe demo asta, să vedem cât de dubios a dat-o, dar momentan nu mi se pare că se pune problema, adică nu pare, știi ce zic, nu pare să o dea cu codul full power, boy, nu știu dacă al meu s-a uitat acolo, dar better safe than sorry, știți cum se zice. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Ia să vedem, nimic, pomp, nu vrei să plantezi? Hai, poate pui și tu bomba. Nu, asta e pe mid. Salut, bro, salut, te-ai băgat în boiler. Hai, mă. S-a oprit în grenada mea, nu pot să cred. Și nu, îl vreau pe al meu că e cu I-Buy Power, let's go. Era să-mi dau deagle-ul pe al deagle. Mamă, vă dați seama ce greșeal ar fi fost să dai un deagle pe un deagle. Mamă, ieșeam în pierdere rău de tot. Mamă, dar nu mă mișc deloc. Se vede că n-am mai jucat câteva zile. Am fost pe pauză, pe răceală și pe chill. Graveyard. Mamă, tu stai în casă pe shift, al meu e în casă pe shift. Și uitați-vă că de data asta a stat omul la graveyard. Deși nu mă așteptam să fie acolo. Anyway, cum spuneam, a stat pe pauză, relax, filmat vlog, editat vlog în weekend, chestii de genul ăsta. Nu am mai jucat Counter, am jucat Spider-Man pe live înainte. Și se simte că s-a așa un pic amorțit, dar nu contează că ne revenim. Teoretic, astăzi. Nu astăzi, când vedeți voi clipul, ci când îl filmez eu, ar trebui să bag primul live cu Counter după câteva zile de pauză și cu siguranță, sau poate chiar în meciurile astea pe care le joc acum de fan, ne revenim. Te-ai dus, bro? A fost flash pe lung, eu nu înțeleg unde este adversarul meu. A și urechile un pic înfundate, n-am de ce să vă mint. De la răceală. Păi, ce joacă ai noștri?
Poți să o plantez, dacă e împit, asta este, ghinionul meu. Deci nu e, nu e. Salut! Hai mă că nu mi-am ieșit din formă așa de tot, știi ce zic? Adică parcă a intrat frumos capul ăsta așa la milimetru acolo, sus la cutie, știi ce zic? Mamă, ce chef de cantră, îmi dau fazele astea, n-aveți idee. Și cred că nu doar mie, cred că oricine când are faze de astea blană, oricui îi vine cheful ăla mare. S-a băgat și cu flash și cu... M-a surprins acolo. M-a surprins adversarul. Let's go. L-a văzut pe ăla cum se bagă în casă și nu ar trebui să fie... Nu! Ăsta care s-a băgat în casă cred că e omul de pe short, iar el acum trebuie să-l găsească pe ăla care ar fi în pit, teoretic? Sau care ar fi trebuit să țină lungul, dar n-a ținut nimeni lungul? Unul pe mid! Unui pe mid și cred că l-a văzut pe ăsta garantat. Vă zic eu că i-a văzut umărul sau mâna când a trecut, pentru că ați văzut că a mișcat scopul acolo. Acum clar, ei știu că a dispărut bomba unde putea fi adversarul decât în casă. Adică să fim serioși, mamă, poate să facă runda, i-a atins pe amândoi, asta zic și încă un kill, dar nu, mamă cât de periculos a jucat-o, nu pot să cred. Nu poți să că e inside. Înțeleg de ce este pe mut. Chiar înțeleg de ce. N-ai cum. Cum să faci așa ceva? Let's go. Hai să ne cumpărăm un AK. E 4-3 totuși, avem 3 runde luate, este mai mult decât suficient. După cum vedeți, meciul nu decurge cum ar trebui să decurgă un meci la rankul ăsta. Și na, el o să duce prin casă. Adică clar, eu nu-i dau global. Nu pot să zic că am jucat eu de global sau ceva de genul ăsta. Nici n-ai cu cine, știți ce zic. Terminăm prima jumătate cu 6-0-5, 4-1-6, 3-5. Și acum pe CT e treaba. Dacă al meu a jucat atât de safe pe Tero, safe între ghilimele, dacă s-a dus acolo între case și a luat el ușor și s-a băgat prin casă, poate o să-și țină poziția și o să joace cu cap aici pe... Mamă, cred că i-am dat bine damage lui 1 la slow. Salut, bro. Și s-a dus înapoi pe mid sau ceva de genul ăsta. Da, după cum se vede, joacă destul de safe, ceea ce e ok. Dacă o ține tot așa, s-ar putea să fie cu happy end meciul. Bine, nu că s-ar putea, trebuie să fie cu happy end. Avem prima rundă câștigată, trebuie să ne luăm un SMG și niște grenade. Ia să vedem, al meu nu are, o să dau eu, ai un molly short. Așa, bam bam, frumos, nu, dar de ce? Ai dat smoke în casă. Ok, un om scos, last house. Aha, e aici, e chiar aici, bam. Dacă am auzit bine, v-am zis, nu prea mă ajută urechile, sunt un pic înfundate. Sunt tare curios cum o să mă descurc eu la Face It Road to Level 10 pe live cu urechile așa înfundate, dar... Pă bune, nu mai pot stau doar în pat, trebuie să joc și counter. Ia. Nu ieși? Nu iese la boiler. S-ar putea să fie tot casă. Na. Nu e nici casă. O să stau pe balcon. Opa. Salut, bro. Hai, mai fă... Nu pot să cred. Hai să încărcăm. Nu pot să cred. Da, nu o să vină tot pe lung. Avem scout-ul ăsta aici. În caz că vine pe lung, îi trag cu scout-ul, dar... Mă îndoiesc. Salut, haha, let's go. Asta zic, avea un deagle pe el și ăsta avea două pistole. Hai să luăm și noi două pistole așa de Caterinca, să vedem. Poate, nu știu, poate ne iese vreun frag mișto. Bine, nu să mă duc cu două pistole. Păi, da, na, dacă dau change pe pistol, să le avem pe astea, așa de fun. Că, na, poate iese ceva frumos, cum spuneam. A plecat Moliu, a plecat un flash, s-ar putea să fi pușat? Moliu? Na. Fiți atenți aici. A plecat Moliu și vine Nate. Salut! Dacă se pregătea careva să facă pic după Moli, direct Nate în glugă. Mamă, nu muri, bro. Dar te rog frumos să nu mori. Te rog mult de tot.
Mamă, am tras prost și el a tras prea bine. Știi ce zic? Adică e... au fost două probleme, nu doar una. El a tras prea bine, că... Na, poate mă feream și ajustam și eu aim-ul și... Na, știi ce zic? Puneam ținta unde trebuie, trăgeam frumos acolo. Ha, n-a fost să fie. Eco? Hai să facem un eco. Să facem un eco și să stăm în site. Să stăm în site aici. După perete. Ok. Stăm amândoi pe mid. Mamă, și noi aproape. Aha, aha. Ha, cum era să-l scop pe ăsta să iau arma? Să continui prin smoke, să ies în short și să-l olărești pe al doilea jucător. Mamă, mamă, mamă. Și când m-am trezit, era dimineața, e 5-7, nu e bine. Nu e bine deloc, boi, stați așa un pic, că nu e normal ce se întâmplă, cam se pierd runde, poate poți și tu să joci safe, știi ce zic elu? Mamă, nu pot să cred. Ăla se bagă pe lung. Nu. Aha. Doar să ieșiți. Doar să ieșiți, atât. Let's go, să aveam patru meu. Am zis că prin ce vreun la cap aici frumos. Să-l olărim, să-l punem acolo la noi. La buzunărel, așa pe picior, știi ce zic? Da, a fost să fie, era bun una, că a intrat bine cu acau. Și cum spuneam de rank, al meu a rămas la 5 kill-uri acolo. Nu prea mai... Nimic. Mamă, nu pot să cred. Cred că e băgat unul. Așa mi-o impresia. Ma. No. Mamă. Deci ăsta cu care am picat e cu echipierul ghinion. Pentru că se pierde meciul așa fără să fie nevoie să se piardă, știi ce zic? Adică se pierde pe greșeli, se pierde urât, așa, nasol. Mamă, nu e bine. Plecam moliu în casă, n-am ars pe nimeni. Și ăsta a fost meciul. Sper că nu a fost și globalul meu tot ăsta, știi ce zic? Că dacă ăsta a fost globalul meu, fai de capul meu, n-ar fi trebuit să pic cu acest adversar, acest coechipier, care se poate numi și adversar, sincer să fiu, dar vă las pe voi să-mi spuneți în comentarii dacă își merita rank-ul, nea domnul Toxicu, cu care am fost eu în echipă. Unlucky. Vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage și vă puteți scoate transportul sau măcar un Chico cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Am rămas cu globalul. Profitați de cod, my friendos, o zi cât mai bună, meciuri mai bune decât ăsta și să n-aveți ghinionul meu. Eu am fost Flash, pa, pa!